Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 16. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Am petrecut 2 zile în chem cu tinerii. Am avut o închinare plăcută, deosebită. Însă stând acolo cu toții ne-am dorit părtășia frățească din sanctuar, cu frații, cu surorile, aici unde inima noastră vibrează în prezența Domnului. Vibrează cercetată de Duhul lui Dumnezeu, care lucrează în interiorul nostru desăvârșirea și asemănarea cu Domnul. De o bună bucată de vreme, la îndemnul Duhului ne-am propus să cercetăm o parte dintre întrebările Bibliei. Așa se face că până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am concentrat asupra la 7 întrebări din Vechiul și Noul Testament. Datorită evenimentelor din ultima vreme, am oprit predicile de duminică seara, care puneau în evidență aceste întrebări, și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu și pentru onoarea numelui Său, reluăm lecțiile acestea biblice, ajungând la o altă întrebare din Matei, capitolul 16, și anume: cine zic oamenii că sunt eu? Cine zic oamenii că sunt eu? Aceasta este cea de-a 8-a întrebare biblică, la care încercăm să răspundem prin cuvântul Domnului. Ne rugăm lui Dumnezeu să hrănească tot poporul acesta care este prezent aici, în sală, la balcon, oameni care au experiențe diferite, care au nevoi diferite, să Dumnezeu are resurse să le satisfacă pe toate din abundență. Să ne rugăm Domnul să atingă și persoanele care online sunt cu noi în această seară, poate români împrăștiați pe toată fața pământului. Sunt frații și prietenii noștri, sunt oameni din neamul nostru și vrem în numele comunității de la Betania să-i salutăm în numele lui Iisus Hristos și să-i binecuvântăm oriunde se află. Mai întâi un cuvânt de introducere. Această întrebare pusă de Domnul Iisus Hristos nu divulgă nici de cum limitele de înțelegere ale Mântuitorului, nici ignoranța sau curiozitatea sa, ci doar provoacă conștiința fiecărui muritor să înțeleagă în modul cel mai clar posibil cine este Iisus Hristos pentru el. Ce valoare are Iisus Hristos pentru el? Cât de important și de ce este important Iisus Hristos pentru el? Noi îl vom iubi, îl vom respecta și îl vom urma în măsura în care el este din ce în ce mai mult pentru noi. Îl vom trata cu superficialitate și mediocritate. Îl vom neglija și îl vom ocoli în măsura în care înțelegem că nu avem nevoie de el și el nu este important pentru noi. Răspunsul la întrebarea cine este el pentru noi motivează viața noastră la un anumit tip de relație spirituală cu el, la o anumită măsură de dedicare și de slujire până la sacrificiu. Această întrebare privește identitatea Domnului Iisus Hristos pentru oameni, privește persoana sa,
în inima lor. De-a lungul istoriei, oamenii au pus serios la îndoială existența lui Dumnezeu, însă extrem de puțin existența Domnului Iisus Hristos, deoarece Dumnezeu nu s-a întrupat niciodată să aibă o prezență fizică pe pământ, în trup de om, printre oameni, timp în care Dumnezeu Fiul s-a întrupat și pentru aproximativ 33-34 de ani, prin fecioară, El a devenit om. De aceea existența lui Dumnezeu, Tatăl, e pusă în mod serios la îndoială de atei, de sceptici. Dar existența Domnului Iisus Hristos, existența sa istorică, existența sa umană, foarte rar și foarte puțin este pusă la îndoială. Unul dintre cele mai complicate procese din existența oamenilor, una dintre cele mai mari provocări, a fost cunoașterea. Privind în istorie, constatăm că oamenii au descoperit mai multe metode de a cunoaște. Prima dintre ele și cea mai veche, la îndemâna oricărui om, este cunoașterea senzorială. Adică, folosind cele cinci simțuri, văz, auzi, mirosit, pipăit și gust, noi cunoaștem lumea materială din jurul nostru. Dar folosind acest tip de cunoaștere, nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nu-i materie, nu-i din lemn, nu-i din plastic, nu-i din carpet, nu-i din metal. Al doilea tip de cunoaștere pe care oamenii au dezvoltat-o în timp este cunoașterea logică. Ea folosește elementele primare și prin comparație înțelege elementele secundare. Adică, noi ne putem imagina cum e un avion dacă n-am văzut niciodată un avion privind la o pasăre. Ne putem imagina cum e un submarin dacă n-am văzut niciodată un submarin privind la un rechin, la un pește. Elementul primar este pasărea, elementul secundar este avionul. Și dacă niciodată n-ai văzut un avion, n-ai cunoscut un avion, privești un element care seamănă cu el foarte mult și cu care se identifică în formă, în conținut, în mare măsură. Și atunci îți imaginezi cum este. Aceasta este o a doua posibilitate de a cunoaște. Dar Dumnezeu nu are asemănare nici în cer, nici pe pământ, drept pentru care acest tip de cunoaștere eșuează ca și prima, cea senzorială. Al treilea tip de cunoaștere este cunoașterea științifică. Cunoașterea științifică folosește laboratorul și ea presupune repetarea unor experiențe de laborator până când rezultatul este același. Repetarea până când rezultatul este același. Și aici avem probleme, deoarece nu-L putem înghesui pe Dumnezeu în laborator. Nu-i putem stabili ADN-ul luându-i sânge, nu-l putem așeza sub microscop. Astfel de metode științifice se fac cu lucrurile materiale pe care le putem duce în laborator. Dumnezeu este spirit, nu-l putem așeza sub microscop. O altă metodă de cunoaștere la îndemâna de-a dreptul a fiecărui om este cunoașterea prin credință. Asta presupune să crezi ce spune Dumnezeu fără să ai întotdeauna posibilitatea să dovedești științific, logic sau senzorial. Pur și simplu să crezi că acele cuvinte ieșite din gura lui Dumnezeu sunt pur și simplu adevărate. Și chiar dacă niciodată în viața ta nu ai posibilitatea să faci dovada care confirmă că ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat, cum să confirmăm noi că e adevărat faptul că Dumnezeu a creat cerurile și pământul? Ce predicator te poate convinge că e adevărat un eveniment întâmplat în negura și în originea vremurilor? Că Dumnezeu l-a făcut pe om, păpușă din lut, i-a dat suflare de viață, a devenit un suflet viu. Că un pește l-a înghițit pe Iona, că s-a plimbat cu el prin apă și mai târziu l-a dat afară, l-a vărsat pe mal. Și că unii au trecut prin mare și că marea a înnecat pe ceilalți. Și așa mai departe. Lucruri care le crezi sau nu le crezi. Ajutorul cunoașterii senzoriale, logice, științifice, eșuează. De aceea oamenii care îl cunosc pe Domnul nu sunt oameni specialiști în percepții. Nu sunt oameni specialiști în logică și în elemente primare. Nu sunt oameni specialiști în știință, ci sunt oameni care pur și simplu cred. Doamne, ajută-ne să credem. Spunea Domnul Iisus, Tomo, Tomo, ai probleme să crezi, ai nevoie de dovezi, de percepții senzoriale, vrei să mă pipăi și numai atunci crezi, mă omule, mă, ferice de cei care cred, fără să aibă nevoie să guste, să miroase, să pipăie, să audă. Cine zic oamenii că este Iisus? Aceasta este întrebarea
pe care Scripturile ne-o pune în față și la care tot prin Scripturi încercăm să răspundem. Mântuitorul îi întreabă pe ucenici cine zic oamenii că este El. Observați? Prima întrebare nu a fost cine ziceți voi că sunt eu. Prima întrebare a fost cine zice lumea, ce zice lumea că sunt eu. Cine zice lumea că sunt eu? Oamenii nemântuiți cred că Iisus este un profet, un om al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, de genul lui Ioan Botezătorul, profetul Ilie, profetul Ieremia, alt profet. Pentru că oamenii din lume zic aceste lucruri, ei iau la bază următorul raționament. Iisus este un personaj istoric uman, este un personaj religios, este un om al lui Dumnezeu, este un profet. De ce au spus oamenii că probabil el este Ioan Botezătorul? Mă gândesc că din cauza că predica pocăința ca și Ioan, poate din cauza asprimii predicilor sale față de farisei, poate era confundat cu el prin faptul că avea același mod de viață. De ce era confundat cu Ilie? Probabil pentru că a înviat ca și Ilie pe fiul unei văduve. Probabil pentru că știau că este scris în Maleahi, iată că voi trimite pe prorocul Ioan și a venit Iisus. Totuși erau diferiți pentru faptul că Ilie a predicat judecata lui Dumnezeu, timp în care Iisus a predicat bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. De ce Ieremia? Probabil pentru asemănarea că amândoi au predicat unui popor decăzut departe de Dumnezeu și totuși poporul nu s-a pocăit. Probabil pentru faptul că nici unul nu a fost ascultat și crezut. De ce cu unul dintre proroci? Probabil pentru că Iisus a apărut pentru oamenii care l-ascultau, un personaj care vorbea mereu de religie, de Dumnezeu, de rugăciune, de Biblie. Și de aceea el a fost așezat de opinia publică în categoria oamenilor religioși. Limbajul lui era religios. Obiectul discuției lui era religios. Subiectele prezentate de el erau religioase. El nu vorbea de jocuri de noroc, nu vorbea de business, nu vorbea despre lucrurile lumii acesteia, despre lucrurile pământești. Pe multe dintre ele nu le-a interzis decât pe cele păcătoase, nu omenești. Dar el nu a discutat astfel de lucruri. El nu a venit să învețe pe oameni cum să facă bani. El nu a venit pe oameni cum să-i facă să învețe cum să devină intelectuali. El nu a venit aici să învețe pe oameni cum pot dobândi poziții să conducă societatea. El a venit aici să învețe pe oameni cum pot deveni neprihăniți și prin neprihănire cum pot ajunge în cer. Lăudat să fie Domnul! Atunci când accepți că Iisus Hristos a fost un profet, nu te obligi niciun fel față de El. Atunci când accepți că Dumnezeu a fost mai mult de un că Iisus a fost mai mult decât un profet, a fost Dumnezeu, dintr-o dată asta te obligă să te subordonezi la modul absolut. De aceea oamenii acceptă că Iisus a fost un profet, că nu-i costă nimic. Pur și simplu este o acceptare intelectuală a unui fapt istoric. Cea mai frecventă apariție a lui Iisus în lumea necreștină este în cinematografie, unde interesul financiar, politic, amestecat cu cel religios, a dat naștere de-a lungul istoriei Hollywoodului la peste 20 de filme, în perioada 1927, când au debutat cu King of Kings, până la filmul lui Mel Gibson. În 1960, regizorul Federico Fellini face un film despre Iisus, pentru care aduce cu elicopterul agățat în frânghii o statuie din beton și o duce la Roma. Și toți oamenii care au văzut elicopterul zburând la joasă altitudine și un Iisus din beton cu brațele întinse, agățat în frânghii, și-au adus aminte de istoricul Iisus Hristos. Dar nu s-a apucat nimeni pentru asta. În 1972, regizorul homosexual, marxist, Pier Paolo Pasolini, face un film despre Iisus care îl prezintă pe Iisus ca pe un revoluționar, ca pe un legionar marxist, agresiv, violent. Iisus n-a fost așa. În 1971, în America, doi regizori fac un film numit Jesus Christ Superstar, unde Iisus este starul de la Hollywood, care trăiește în lux și în plăceri păcătoase. Iisus n-a fost așa. În 73, regizorul Norman Jewison face un film cu Iisus, cu un Iisus care trăiește în mijlocul unei bande de hippies, înarmați cu pistoale. Pe drumul spre calvara lui Iisus, Iuda, cel care s-a spânzurat dintr-o dată, învie din morți. Iuda n-a înviat din morți și Iisus n-a fost un hippie și n-a condus o gașcă de genul acesta niciodată. Cine zic oamenii că sunt eu? Întreabă Iisus.
Hollywoodul îl prezintă drept un om politic pentru capitalul politic, revoluționar pentru marxiști, concubinul Mariei Magdalena pentru o lume destrăbălată, ca să nu mai se simtă oamenii destrăbălați, atât de vinovați. Doar și Iisus a trăit cu Maria Magdalena. Care-i problema? Au fost concubini. Astăzi sunt cărți care îl prezintă pe Iisus ca un concubin al Mariei Magdalena. Cărțile acestea umplu lumea. Noi nu ieșim în afara bisericii să spunem lumii despre cine e Iisus, dar cărțile acestea merg în lume și mesajul lor e mai agresiv decât al nostru. Și copiii noștri, copiii acestei lumi, nu sunt educați de mesajul Evangheliei care s-a înghesuit și s-a conservat într-o biserică și sunt educați de cartea aceasta destrăbălată a unui nebun. Biblia spune, oamenii nebuni spun, nu există Dumnezeu. Alții îl prezintă drept un magician pentru lumea magiei, ca să o încurajeze, superstar pentru oamenii de succes, rabinul nonconformist pentru oamenii religioși. Oamenii de cultură și religie spun că este unul dintre întemeietorii marilor religii și atât. Alături de Krishna, Confucius, Lao Tse, Buddha, Zarathustra, Zamolxe, al dacilor, românilor, Mohamed, al islamului și lista poate continua cu alții de mâna a doua. Anticrist la sfârșitul vremurilor nu se va da drept Buddha? Nu se va da drept Mahomed? Anticrist la sfârșitul vremurilor nu va folosi vedele sau upanishadele religiilor orientale? Anticrist la sfârșitul vremurilor se va da drept Hristos? Anticristos? Prorocul mincinos drept Duhul Sfânt? Satana drept Dumnezeu Tatăl? Hristos este special, El vine din cer, timp în care toți vin dintr-o femeie. Toți vor să ajungă în cer. S-a născut Buddha, este veșnic și vine din cer întrupat printr-o fecioară, ca și Hristos? El s-a născut în condiții normale, ca mine, ca tine, ca toți muritorii. Mahomed vine din cer prin întrupare și a lăsat slava deoparte pentru o vreme să vină la oameni să-i ajute? Bietul Confucius, care niciodată n-a pretins că e special, a fost un om obișnuit, e adevărat înțelept. Și atât. Din punct de vedere istoric, Iisus a fost într-o închipare a modestiei, a sărăciei, a umilinței, atitudini care în lumea noastră nu sunt apreciate și nu fac celebru pe nimeni. Iată cum îl cunoștea lumea pe Iisus Hristos, din punct de vedere istoric. Iată un om care s-a născut într-un sătuc necunoscut, copilul unei țărance. A crescut într-un alt sat decât în cel în care s-a născut. A lucrat într-un atelier de tâmplărie până când a împlinit vârsta de 30 de ani, apoi, pentru 3 ani și jumătate, a devenit predicator ambulant. Nu a avut niciodată o casă, nu a scris niciodată o carte, nu a fost niciodată la putere. Nu a avut niciodată soție sau copii. Nu a mers niciodată la facultate. Nu a pășit niciodată într-un oraș mare. Nu a călătorit niciodată mai departe decât 200 de maile, vreo 300 și ceva de kilometri de locul unde s-a născut. Nu a avut niciodată scrisori de recomandare decât el însuși. Cu timpul părerea oamenilor s-a schimbat împotriva lui. Prietenii lui l-au părăsit. Unul dintre ei chiar l-a trădat pentru o sumă de bani. A fost dat în mâinile dușmanilor, a trecut printr-un proces nedrept și corupt, a fost omorât pe o cruce între doi hoți. În timp ce a fost pe moarte, cei care l-au executat au jucat un joc de noroc pentru a intra în posesia singurei lui proprietăți, cămașa care i-a acoperat trupul plin de sânge. Când a murit, a fost îngropat într-un mormânt oferit prin mila unui prieten. Acesta este istoricul Iisus Hristos. Dacă acesta este adevărul, cum răspunde lumea la această întrebare? După 20 de secole de atunci, creștinismul lui Iisus Hristos a înființat spitalele, a abolit sclavia, a desființat inferiorizarea femeii, a descoperit mila, a demonstrat iubirea, a oferit speranța, a dat bucuria și a atras miliarde de oameni ca să-L urmeze pe Cel care a trăit, a murit, a înviat și este rege deasupra tuturor regilor. Slăvit să fie numele Domnului!
Cine zic oamenii că este Hristos? Oamenii zic că Iisus Hristos este un nume, doar nu o să urmăm un nume. Zic că este un profet, sunt mulți profeți pe care să-i urmăm mai întâi. Iisus Hristos a fost un nume, dar infinit mai mult de atât. Iisus Hristos a fost un profet, dar infinit mai mult de atât. Iisus nu este doar ce îi permite lumea să fie. Lumea, necredința și nebunia ei vrea să desfințeze și existența, și domnia, și mântuirea, și veșnicia lui Iisus Hristos. Însă lumea va merge în iad, în moarte, și Iisus Hristos va rămâne să guverneze universul împreună cu cei care îl iubesc și îl urmează după Scripturi. El va rămâne Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. A doua întrebare. Cine ziceți voi, ucenicii mei, că sunt eu? Lumea zice așa, dar voi ce ziceți? Iisus îi întreabă aceeași întrebare pe ucenici. Răspunsul ucenicilor este diferit de răspunsul lumii, deoarece fundamentala diferență între ce crede lumea despre Iisus și ce crede biserica despre Iisus este următorul lucru. Lumea crede despre Iisus că este un om care s-a născut și moare și îi se șterge pomenirea. E adevărat, un om special, un om înțelept, un om bun, dar un om. A înființat o religie și a plecat ca toți muritorii pe drumul pe care merg toți cei care ne s-au născut din femeie. Asta zice lumea. Dar uitați ce zice biserica lui Iisus Hristos. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Tu nu ești un om, tu ești Dumnezeu. Lumea zice, tu ești un om, trăiești limitat, te-ai născut, trăiești și mori. Dar biserica spune, tu ești Dumnezeu, tu ești Mesia, tu ești Emanuel, tu ești regele, tu ești împăratul, tu ești etern. Acesta este mesajul bisericii despre iubitul inimii ei, Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Atunci când accepți că Iisus Hristos este Mântuitorul, primești mântuirea. Atunci când accepți că Iisus Hristos este Dumnezeu, te obligi să asculți tot ce spune El și să-L urmezi. Lumea nu recunoaște că El e Domnul, care ar trebui să-i dea închinarea și ascultarea. De aceea spun, e doar un om. Biserica recunoaște că e Domn, de aceea îi dă închinarea. În esență, aceasta este toată diferența, dureroasa diferență. Observați mărturia unui bărbat pe care Domnul l-a iertat. Ce spune el despre Iisus Hristos? Iată omul care s-a născut într-un sat din Orientul apropiat cu 2000 de ani în urmă. A crescut într-un alt sat până la vârsta de 30 de ani. N-a avut casă, n-a avut slujbă publică. Din tinerețe, opinia publică s-a ridicat împotriva lui. Prietenii l-au părăsit. Cel mai apropiat s-a lepădat de el. Putem afirma cu toată convingerea că toate armatele care au mărșăluit vreodată, toate navele care au fost construite, toți regii, prinții și președinții lumii, n-au afectat așa de puternic viața omului ca această singură umilă viață. N-a scris niciun rând, dar nicio bibliotecă din lume nu poate să cuprindă cărțile care s-au scris despre el. Lăudat să fie Domnul! Ce mă bucur de asta! N-a compus niciun vers, dar el este subiectul celor mai multe cântece care s-au cântat vreodată. De aceea vrem să cântăm mai mult și mai mult și în centrul cântecelor noastre să fie Dumnezeu Iisus, slăvit să fie numele Lui. N-a fondat nicio universitate, dar nicio școală din lume nu se poate mândri cu atâția ucenici pe băncile ei câți are acest om Dumnezeu. N-a studiat fizica, filozofia, medicina, psihologia, dar niciun om din lume n-a vindecat atâția bolnavi cât i-a vindecat el. Binecuvântat să fie Domnul! În sala aceasta, în sanctuarul acesta, sunt mulți oameni atinși de brațul Domnului, vindecați în momente delicate, pentru că El vindecă. N-a comandat nicio armată, n-a mărșăluit niciun soldat, dar niciun general de oși n-a câștigat atâtea inimi rebele și n-a avut atâția voluntari sub steagul lui cât are acest om. Slăvit să fie Domnul! Exemple foarte, foarte mici.
Școala duminicală, 30 ceva de voluntari, oameni care au copii și așa le face capul de copii în timpul săptămânii. Și vin duminica și lucrează voluntar tot cu copii. Ce paradox, ce ciudățenie. În loc să stea liniștit, să se relaxeze. Ce le trebuie ăstora? Oameni care în loc să stea liniștiți aici, adună colecta, stau la ușă, la toată lumea, bun venit, la toată lumea, bună plecare. Și mai sunt și câteodată mustrați că nu știu ce nu fac bine. Oameni care pleacă miercurea de acasă să facă repetiții, marțea, lunea, tot felul de voluntari, într-o viață aglomerată, stresată, unde oamenii muncesc greu pentru bucata de pâine și unii nu au bani suficient să-și plătească bilurile, totuși se dedică Domnului în ore multe de muncă să facă repetiție și să slujească voluntar. De ce? Cheamă un om din lume să facă ceva 5 minute pentru Dumnezeu și nu vrea. Se duce în downtown să se plimbe. Și Biserica Domnului are un program regulat de dedicare pentru Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Cine le-a schimbat viața? De ce atâta dedicare pentru Iisus Hristos? Dacă El nu există, cine îi motivează pe oamenii ăștia? De ce miliarde de oameni urmează un mort? Cine, care german îl mai urmează pe Hitler astăzi? Care francez îl mai urmează pe Napoleon? Care rus, beat sau treaz, mai îl ascultă pe Stalin și îl mai citează pe Lenin? Și totuși Iisus Hristos, mort, are mult mai mulți adepți decât atunci când a fost viu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aceste lucruri le spune biserica despre Iisus Hristos. El atinge excelența pentru că este Dumnezeu. Întotdeauna predicatorii vor să predice la înălțimea maestății sale, dar cu o gură de om și cu un vocabular uman, niciodată n-ai să poți rosti o predică care să-L arate pe Domnul așa cum este El. Cântecele noastre sunt limitate, predicile noastre sunt limitate, prezentarea noastră sub orice formă este limitată, pentru că El atinge maestatea, iar noi suntem agățați de mediocritate umană. Noi suntem doar oameni. Năzuința inimii noastre este infinit mai mare decât realizările noastre. Biserica nu reușește să îl arate pe Dumnezeu așa cum este El, dar atât cât îl arată este suficient, dacă nu se lasă și până la sfârșit continuă cum a început. Cine este Iisus? Am văzut ce zice lumea despre El, am văzut ce zice biserica despre El. Haideți să vedem acum cine este El de fapt, nu cine zice cineva că este. Chiar dacă biserica are o înțelegere corectă despre Iisus, nu poate cuprinde modul absolut al măreției existenței lui Iisus. El este Dumnezeu, Fiul, alături de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin? Iisus este cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Amin? Iisus este imaginea lui Dumnezeu arătată oamenilor prin Scripturi. Amin? Iisus este neprihănirea lui Dumnezeu, împărțită oamenilor. Amin? Iisus este gloria lui Dumnezeu, reflectată între oameni. Amin? Iisus este harul lui Dumnezeu, care a cuprins oamenii. Amin? Și putem continua că Iisus este puterea lui Dumnezeu demonstrată în oameni. Iisus este inima lui Dumnezeu exprimată către oameni. Iisus este iubirea lui Dumnezeu manifestată către oameni. Iisus este salvarea lui Dumnezeu profețită și împlinită în oameni. Biblia ne-l prezintă pe Iisus ca pe Creatorul, alături de Tatăl și de Fiul. Spunea Sfânta Treime să facem om după chipul și asemănarea noastră. E un plural al Trinității Divine. El este Mântuitorul oamenilor care iartă păcatele. Buddha nu iartă niciun păcat. El oferă gimnastică. Apropo, să știți că yoga nu este un sport, yoga este o religie. În spatele acestui sport, de fapt, sunt zeități. Dacă ești un tânăr aici sau în fața unui computer și ești atras de asta, vreau să faci cercetări serioase, pentru că nu vreau să te trezești implicat într-o religie păgână
de unde nu mai poți ieși, timp în care ai senzația că faci sport și meditație transcendentală. Observați că Mântuitorul Iisus Hristos a întrupat prin Fecioară, a murit pentru alții, a înviat din morți, s-a înălțat la cer din care a coborât, l-a trimis pe Duhul Sfânt. Religia înființată de El a cucerit lumea. Cartea despre care vorbește El, Biblia, este cea mai tradusă dintre toate cărțile lumii, este cea mai citită dintre toate cărțile lumii. Prima carte tipărită la tipografie, la tipografia din Germania, a lui Gutenberg, a fost Scriptura. Dumnezeu a dat onoare cărții sale, pentru că întotdeauna are întâietate Dumnezeu. L-a început Dumnezeu în toate lucrurile și în inima bisericii sale și a credincioșilor săi. El a vindecat oamenii, El este eliberatorul oamenilor. El a învățat credincioșii. Observați ce învățătură a dat El credincioșilor. Ferice de cei săraci în duh. Care lider politic încurajează sărăcia în duh? Toți te învață, fii cool. Lovește-l, izbește-l, răspunde-i. Nu te lăsa. Ridică-te, zi ceva. Zgârie-l, înțeapă-l. Iisus vine cu o învățătură absolut incredibilă. Ferice de cei săraci în duh. Învățătura aceasta lui Iisus pentru o minte nenăscută din nou este o nebunie, să nu spun mai mult. E ferice de cei ce au bani, nu ferice de cei săraci în duh în lumea de astăzi. E ferice de cei șmecheri, nu ferice de cei săraci în duh. Ferice de cei care învârt lumea cu metodele diavolului, nu ferice de cei săraci în duh. Trebuie să acceptăm că învățătura lui Iisus pentru o minte firească, nenăscută din nou, este absolut inacceptabilă. Cum să urmeze un om un astfel de învățător? Apoi, Iisus spunea, ferice de cei ce plâng. Care e omul de pe suprafața pământului căruia îi place să plângă? M-am săturat de plâns, am plâns destul. Am plâns că n-am aia, că n-am aia, că m-a supărat cu tare. Tot am plâns. Nu mai vreau să plâng, vreau să râd. De aceea s-a inventat teatru, filmul, clownii. De aceea. De aceea există artiști, să ne facă să râdem. N-are importanță că suntem cum suntem, dar măcar râdem și râzând ajungem în iad, dar n-are nicio problemă. Măcar nu știm că ajungem acolo pentru că râzând nici nu mai dăm seama unde mergem. Hristos vine cu o învățătură ieșită din comun. Ferice de cei ce plâng. Spuneți-mi dumneavoastră, e tentantă această învățătură? Cum să urmezi un astfel de învățător care îți face viața tristă? Tristă? Ferice de cei prigoniți, bătuți, loviți, martirizați, de cei ținuți sub papuc. Poftim. Perspectivă frumoasă. Ferice și fericirile continuă, după cum știți. Însă, el schimbă ideea și spune, nu aveți voie să vă enervați. Oricine se enervează va fi judecat. Nu aveți voie să spuneți oamenilor din jurul vostru, ești prost, ești nebun, nesimțit. Dacă faci asta, ai încurcat-o cu mine. Nu trebuie să vă opuneți unuia care vă vrea să vă ia haina. Dați-i și cămașa și lăsați-l să se ducă. Unul care te izbește peste un obraz, fii bun și elegant. Dovedește-i că n-ai trăit degeaba până acum, așa ai învățat ceva, nu te pune la mintea lui că nu are. Întoarce-i obrazul că nu mor, lasă-l să plece. Ce învățături! Aceste învățături mai pot atrage pe cineva? Cine vrea să aibă o viață de genul acesta? Te întrebi, cum a reușit Iisus să câștige lumea cu filozofia asta? Cum am reușit eu să-L urmez pe El când ceea ce îmi cere sunt lucrurile menționate mai devreme? Timp în care diavolul spune, te fac fericit, te duc în discotecă, te duc în cluburi de noapte, îți dau toate plăcerile lumii, pe toți îi pun sub călcâiul tău, lovește-L, izbește-L, nu te lăsa! Fii mai tare! Și totuși, milioane de oameni îl urmează pe Iisus Hristos. Opriți-vă un pic și gândiți-vă, cum răspundem acestui paradox? Nu este în spatele acestor cuvinte o putere mai mare decât o putem cuprinde și înțelege noi, care ne atrage în mod irezistibil înspre cer? Și înțelegem că El are o împărăție unde principiile care guvernează sunt diferite de ale lumii. De aceea El ne spune, voi să nu vă comparați cu lumea și să nu fiți asemenea lumii.
El a fost modelul credincioșilor, a fost un model de sfințenie, a fost un model de dragoste, a fost un model de credință, a fost un model de blândețe și putem continua. Dar pentru că aș vrea să închei, să ne rămână timp de rugăciune și poate chiar de cântare, pentru că acest subiect de predică, Iisus, este special de-a dreptul pentru noi între toate subiectele speciale ale Bibliei. Persoana aceasta mi-a schimbat mie viața. Eu n-am avut un tată niciodată și când m-am întâlnit cu Dumnezeu, a devenit tatăl meu. M-am simțit întotdeauna singur și vulnerabil. A trebuit tot timpul să am grijă de mine, că niciodată nu a avut cineva grijă de mine. Și când m-am întâlnit cu Dumnezeu, dintr-o dată m-am simțit în brațele Lui, ocrotit și protejat de El. De 24 de ani nu m-a trădat măcar o singură dată, dar eu sunt nimic pentru că aici sunt oameni pe care de 50 sau de 60 de ani nu i-a trădat niciodată. Timp în care eu și noi toți de aici l-am trădat pe El de multe ori. N-a greșit niciodată față de noi. A fost zi sau noapte, a fost curent electric sau nu, El întotdeauna când l-am rugat a fost acolo. Fii sincer. De câte ori nu ai simțit că nu mai poți, ți-a trecut poate prin minte chiar să te sinucizi, pentru că n-ai mai reușit să porți presiunea psihică din inimă, din minte. Și atunci, în criza aceea, a venit Domnul și ți-a ridicat povara. Poate ai avut tovarășul de viață între viață și moarte și El l-a vindecat. Poate ai avut un copil pe care ți l-a adus înapoi ca din morți. Poate ai fost un om rău, bețiv, de toate felurile și Hristos te-a făcut un sfânt și te-a justificat în fața lui Dumnezeu. Omule, nu mai este nimeni ca Iisus Hristos. De aceea El a venit pe pământ, pentru că a știut că este în stare să ne cucerească inimile. Dacă ar mai exista un concurent pe măsura Lui, atunci am avea alternativă. Dar diavolul nu ne iubește. Diavolul își bate joc de oameni. Diavolul îi distruge pe oameni. Diavolul distruge familiile. Diavolul distruge sănătatea. Diavolul distruge mintea. Diavolul distruge tot ce este în cale, ca un explozibil. Altceva nu știe să facă. De aceea Iisus Hristos nu are concurent. El este Dumnezeu, El este Mântuitor, El este Vindecător, El este Eliberator, El este Medic, El ți ascultă rugăciunea, El te ridică, El te protejează, El e cu tine, El te iubește. De aceea îl caută oamenii pe Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Am fost impresionat să găsesc o mică scrisoare scrisă de Marele Napoleon, un om mic, cu minte mare. El spunea despre Iisus următoarele lucruri. Spun unii că Hristos a fost un om numai. Eu nu cred. Eu am văzut zeci de milioane de oameni din toate păturile sociale și din toate rasele, dar n-am aflat niciunul în asemănare cu Hristos. N-am aflat în Franța, Europa, Asia, nici Africa. Hristos nu putea fi doar om. Priviți-L pe muntele Taborului. Vorbește cu Tatăl. Veselia și fericirea sufletului Lui, așa e de mare, de îi lucește fața ca și soarele. Și priviți-L acum în muntele măslinilor, îngenunchiat se roagă. Durerea și amarul Său așa de mari, de transpiră sudor de sânge. Veselia și durerea omenească nu-s așa. Nici veselia de pe Tabor, nici durerea din grădina măslinilor. Spun alții că Hristos ar fi doar un filozof, iar Evanghelia e învățătură omenească. Eu nu cred. Eu am fost membru al Academiei franceze. Eu am avut în societatea mea filozofi, savanți, bărbații cei mai înțelepți ai vremii mele. Dar ei sunt departe de Hristos. Ascultați-mă. Învăța Nazarineanul mulțimile. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt apa vieții. Eu sunt lumina lumii. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele gurii mele nu vor trece. Ce filozof a mai vorbit vreodată așa? Apoi când învățatul argumentează cu vorba, Hristos argumentează cu minunile. Cer și pământ spun iarăși alții că Hristos ar fi un revoluționar politic. Eu nu cred. Dacă e vorba să-L privim pe Hristos sub raport politic, El ne apare drept cel mai strălucitor, cel mai viteaz.
cel mai desăvârșit împărat al lumii. Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare, eu am întemeiat împărății imense și puternice, dar pe ce s-a întemeiat toată clădirea noastră genială? Pe forță, am smuls pe tată dintre copii, ori pe copii de lângă mamă, i-am îmbrăcat în straie aspre de soldați, i-am încărcat cu arme grele și am biruit prin foc și sânge. Iar Hristos, el e figura luminoasă care și-a întemeiat împărăția pe dragoste. Pe când soldații pierd scrâșnind din dinți, ostașii lui Hristos se sting cu zâmbetul pe buze în lupta pentru biruința sfântă. Și cât de neegalate sunt armele folosite. Întâlnim pe de-o parte coaliția tuturor savanților din lume cu armatele lor nesfârșite și tratatele lor cu peceți multe. Iar de cealaltă parte, nu armată, ci doar câțiva oameni. Ei n-au contract și nu au arme. Dar cu credința comună în taina crucii, aceasta este armata care biruiește forțele dușmanilor. Și împărăția mea s-a prăbușit, eu mor și trupul meu se coboară în sânul pământului și voi ajunge pradă viermilor, spunea marele Napoleon. Împărăția lui Hristos însă va crește și va înflori mereu. Numele lui Hristos îl vor pomeni muritorii și îl vor slăvi cu tot mai multă dragoste și stăpânirea lui va cuprinde odată toată fața pământului. Iată deosebirea între mine și Hristos, între toți împărații lumii și Hristos. Un om care a avut slava pe care puțini oameni de pe teră a avut-o, a spus aceste cuvinte despre Iisus Hristos. Ce spui tu despre El? Aș vrea să vă invit, frați și surori, să vă aplecați capetele pentru câteva clipe. Poate că Iisus Hristos te plictisește, de prea multă vreme auzi predici despre El. Poate că te obosește, poate că ți-a timpul pe care ai vrea să-L petreci în downtown, cu prieteni, în vacanță, poate îți cere prea mult. Poate simți că dacă vii aici duminică seara ai destul și de restul să fie sănătos Iisus. Îmi ajunge fără frecvența. Ce-i oferi tu celui care și-a dat viața, sângele, respirația? A plâns într-o noapte în grădină, iar transpirația lui era ca de sânge. Au venit măcelarii armatei lui Cezar și au spus: îl căutăm pe Iisus pentru că vrem să-l omorâm. Unde e? Și el a avut puterea să recunoască: eu sunt. Au căzut jos neputincioși, că erau din carne păcătoasă, în fața slavei întruchipate a Fiului lui Dumnezeu. Dar s-au ridicat în nebunia lor și l-au atacat, l-au legat, l-au bătut până l-au umplut de sânge cum n-a mai fost niciodată lovit ca Iisus. Și l-au pus pe o cruce. Nu te sensibilizează imaginea asta? Ești cel mai nefericit dintre oameni. Dacă imaginea aceasta nu te sensibilizează, crede-mă, ești cel mai nefericit dintre oameni. Acest Iisus care e Dumnezeu a devenit om pentru tine. El te iubește cu o iubire cu care nu te va iubi nimeni niciodată. Mama de la care ai luat lapte ca să te faci mare n-a reușit să te iubească nici pe departe așa cum te-a iubit acest Fiul de Dumnezeu care a venit în lumea în care trăiești din păcat ca să te oprească din drumul înspre iad. El este mântuirea ta. El este sponsorul tău. El e medicul tău. El este compania ta de asigurare, cea mai serioasă. El este ca o mamă, ca un tată pentru tine. Lui pasă de tine. El îți șterge lacrimile. El te ridică, El nu te lasă singur. Poate ești un tânăr singur în țara asta și îți pare rău că nu ai și tu frasca alții sau părinți sau că n-ai venit cu 20 de ani în urmă și te vezi singur și poate ai de gând să te întorci în țară, că te lovește singurătatea asta în fiecare zi peste obraz și nu mai ai bani să-ți plătești bilurile și toată America asta s-a ridicat împotriva ta și decretele pe care le așteptai de la Bush nu mai vin odată și te-ai săturat și vrei să te întorci în țară. Ascultă-mă! Iisus este soluția ta, nu America sau România. Iisus este soluția ta, nu tinerețea sau bătrânețea. Iisus este soluția ta, nu o companie sau alta. Iisus este soluția ta, nu o biserică sau alta. Iisus este soluția ta, nu un prieten sau altul. Iisus este soluția ta, nu metodele omenești. Iisus, pentru că Iisus este Mesia. Iisus este Domnul. Iisus este Împăratul. Iisus este Regele. Iisus El este Hristosul. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Emanuel. Este Dumnezeu făcut om. A venit printre noi. El a venit pentru tine.
Dacă în seara aceasta tu vrei să-L primești pe El, eu nu știu cine ești tu, eu cunosc frații, surorile, nu vă cunosc pe toți. Ascultă-mă, cum să mă duc acasă? Indiferent ce zic unii, cum să mă duc acasă înainte să spun că tu trebuie să te hotărăști pentru El în seara asta? Dacă tu ești copilul unei familii pocăite și numai tu știi viața, cum îți minți părinții și pe unde îți petrești timpul, când îi minți pe părinți că ești într-un loc bun, timp în care ești în altul, atunci în seara aceasta numele lui Iisus îți cer să te pocăiești. Dacă nu vii dintr-o familie de oameni pocăiți și ai gustat adâncimile și nebunia păcatului, în seara aceasta pentru binele tău veșnic îți cer să te pocăiești. Indiferent cine ești, indiferent ce vârstă ai, indiferent cât de jos ai ajuns în păcat sau cât de sus ești imorală, în numele lui Iisus îți cer să te pocăiești. Pentru că în felul acesta vei merge în cer și Iisus va deveni protecția ta. Dacă vrei să faci asta, omule, te rog, permite mie și bisericii să ne rugăm pentru tine, alături de tine. Dacă vrei ca lucrul acesta să se întâmple, te rog, smerește-te în fața crucii și ridică o mână. Am să te aștept câteva zeci de secunde, să nu-ți fie rușine, ridică mai sus mâna. E vorba de Iisus, nu de mine, nu de un partid politic. Vă mulțumesc tuturor. Iisus merită tot ce sunteți, tot ce aveți. Eu, nimeni altcineva nu merită, dar El e Domnul. El este singurul Domn. Restul e minciună. Iubit popor al Domnului, haide să ne ridicăm în picioare. Să stăm în fața lui Dumnezeu. Mai bine de 10 persoane au ridicat o mână. Cine cunoaște inima acestor oameni? Câtă durere poate există în inima lor? Câtă singurătate, câtă amărăciune, câte dorințe neîmplinite, câte lacrimi, câte nopți nedormite? Cine-i să-i vindece? Cine să-i ajute? Eu le-am soția de mână și mă duc acasă și nu-mi pasă de ei. Sau dacă îmi pasă, sunt doar un om, ce să fac pentru ei? Îi dau un dolar și sau cinci și spun Dumnezeu să fie cu tine. Cine să se ducă cu El? În taina nopții Hristos va merge cu El. Noi Îl cunoaștem pe Domnul, călătorim cu El de ani de zile. Dacă ești omul lui Dumnezeu, dacă ai plâns și ai zâmbit cu Iisus bucurându-te, aș vrea să petrecem aici câteva clipe de rugăciune. Și pentru oamenii aceștia care s-au smerit și au manifestat pocăință prin credință ridicând o mână, să ne rugăm în autoritatea crucii lui Iisus Hristos. Haide să intrăm în rugăciune, să strigăm către Domnul și să-L chemăm cu credință și prin pocăință. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm